Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor spune că modul în care autoritățile județene gestionează acest domeniu reprezintă o bătaie de joc incredibilă la adresa maramureșenilor, a românilor și a europenilor deopotrivă. Vă mărturisesc că am urcat pe rampă. Pe rampă, evident în punctul de descărcare. N-aș putea să vă spun că am văzut undeva în România și în aceste 3 luni chiar am vizitat câteva gropi de gunoi sau depozite ecologice de deșeuri. Mi se pare cea mai primitivă soluție care a putut fi aleasă. Din păcate, a fost stabilit un amplasament de temporar de depozitare în proximitatea caselor unor oameni și nu orice case, foarte aproape și foarte dese. Și mai sinistru este faptul că toate acele câmpuri din jurul depozitului temporar de deșeuri sunt astăzi pline cu pungi, folii și alte materiale din plastic din cauza vântului. Acolo el trebuie prezentat ca un exemplu de așa nu, evident la nivel național, și sper ca autoritățile județene să identifice cât mai repede soluția, așa cum spune sentința Curții de Apel Cluj, eliberării terenului. În ceea ce privește depozitul ecologic de la Fărcașa, ministrul mediului spune că o investiție începută în anul 2010 în valoare de 70 de milioane de euro și cu un termen de finalizare depășit cu 5 ani. Mai mult, lucrarea a fost realizată cu mari carențe, amplasamentul a fost ales greșit, ceea ce pune sub semnul întrebării întreaga investiție.